Vi se pare stranie chestia asta? Vi se pare prea mare bănuțul ăsta pe care noi îl avem în platou? Să știți că nu este un simplu ban, este simbolul unui nou videoclip, un videoclip la care s-a muncit foarte mult, un videoclip al cărui premieră o vom face aici, în platoul Vorbelor Bune. Valentin Nica, interpretul cel care se dansează pe la fiecare nuntă, și Bogdan Dascăl, producătorul, regizorul și textierul unei noi melodii, sunt aici în platoul Vorbelor Bune. Salut, băieți! Bine ați venit cu toți și cu bănuți! Bună seara! Da, welcome back, pentru că tu la noi ești londonez, da? Așa, okay. Luați loc acolo. Hai, băieți, explicați, ce face bănuțul ăsta în platoul emisiunii noastre? Da, el, cum ai zis și tu mai devreme, de fapt, cum ai menționat mai devreme, e acel simbol cu care un băiat crescut la țară încearcă să devină în viață fericit și bogat. Ăsta e, de fapt, prototipul pe care îl joacă Valentin în clip, pe care o să urmăriți mai târziu. Dar, de fapt, e și viața ta, pentru că erai un băiat simplu și acum ești un băiat simplu care are deja, în anterioara voastră colaborare, 10 milioane de vizualizări. Da, am și trecut și mai mult, da? De vizualizări doar într-un an. Asta și ți-am promis, de fapt, data trecută, nu? Când fusesem cu acel clip la voi la emisiune, că timp de un an sperăm să ajungem la 10 milioane. Bravo lui! Bravo ascultătorilor lui! Bogdan. Da, mersi mult. Nu, ideea este că banul încearcă să ne conducă viața atâta timp cât noi putem să-l ținem în frâu. Sau putem noi să decidem în ce direcție trebuie să se învârtească el, atunci suntem noi regii vieții. Și tot, bun, asta e ideea la care am abordat eu clipul. Așa, da. Dar clipul și mesajul melodiei despre milioane. Toată lumea vrea milioane. Și titlul este unul foarte sugestiv. Și versurile îmi dau seama că e destul de... o să prindă tare la public. Sperăm să fie așa. Deci dacă precedentul cântec pe care l-am colaborat împreună era despre viață, întrețineri, sărbători, paharul cu vin și plăcințica care e lângă noi, ori următoarea temă ne-am gândit să fie una care la fel e prezentă zilnic în viața noastră, ori banii, cum am zis și mai devreme, ei sunt prezenți și fac parte din noi. De aceea, cine nu-și dorește milioane? Asta mi-am pus eu ca textier inițial când m-am apucat să scriu textul, când Valentina asta m-a rugat: Bogdane, hai să facem ceva, să facem un cântecel despre ceva. Ia spune, cât timp ai așteptat? Un an de zile am umblat. Un an de zile? L-ai curtat? Măi, și femeile scuceresc mai repede. Păi, da? I-am spus la fel lui Bogdan. Și să știi, soția mea mai repede am cucerit decât facerea aceasta. Măi, așa se fac hiturile, nu se fac ușor. Da, un copil tot 9 luni îl plămândești, da, până îl naști, da, știi? Da. Cam 9 luni a fost, de fapt, ideea, că textul a apărut, el m-a rugat, respectiv în februarie, când noi am lansat precedentul cântec. Hai să zic așa, m-a rugat de imediat să începem lucrul la al doilea. Oricam în octombrie a apărut textul acestui cântec. Nu de ce că aș fi vrut eu atât de mult să-l chinui, dar am explicat lui Valentin și nu odată. Uneori se întâmplă într-o secundă să-ți vină. Alteori te gândești la Valentin, te gândești la Valentin, te gândești la Londra, te gândești la ce ar trebui să vină, și nu vine. Și a venit abia în octombrie, așa s-a întâmplat. Am văzut de unele poze și m-am uitat că ați plimbat bănuțul ăsta peste tot. Unde a fost plimbat bănuțul? Ce locație ați avut de filmare? Nu, de fapt, el a avut o singură locație, hai să spun așa, doar dealurile de la Malovata. Aha. Da. Bănuțul. Bănuțul. Dar clipul în imagine ca atare a avut mai multe locații, într-adevăr. Câte zile de filmare? Două zile de filmare. Și aici a fost foarte greu, de fapt, aici, nu știu să zică el. Fiindcă eu, din punctul meu de vedere al producătorului, al regizorului, mie mi s-a părut puțin ca timp. Dar trebuia să comprimăm tot în două zile, cheltuielile se ridică automat atunci când e vorba de o zi de filmare, de oameni implicați, de locații, de etc., etc., și aparatajul, foto, video și tot așa. De ce ne-am străduit să mixăm cât se poate de mult procesul de filmare? Doi la mână era și prezența lui Valentin. E mai complicată când el vine din Londra și îl prins doar pentru două-trei zile. Adevărat. Dar cum e Bogdan pe platou de filmare? Că eu știu, dar știu așa ca de coleg, da, așa ca superior, strigă.
A strigat, a zis sincer. Câteodată. Da? A ridicat vocea la tine, da? Zim, că eu sper să-l am, să-l am la mână. Tu știi mai bine. Nu, că în calitate de regizor pe platou nu l-am văzut. Iar să știi că pentru această filmare, chiar o să fie haios lucrul ăsta, dar pentru această filmare eu chiar mi-am cumpărat și Rupert, știi? Casita profesionist. Scaun de regizor nu mi-am mai luat și nici nu o să-mi iau niciodată. Doar următor un videoclip. Mai strângi un ban, grămadă. Da. Mai fac eu un cadou. Aici e dreptate. Dacă prinde asta, cred că ne cumpărăm noi mai mulți scaune. Scaune, va așeza toată lumea. Și monede din aur pe care se le vezi în clip. Ideea era că acest Rupert era necesar, pur și simplu, pentru filmare, având în vedere că aveam și niște planuri filmate de foarte, foarte departe, ca peisaj deasupra satului. Ori satul m-a lovat o zi întreagă, tot mi-a auzit vocea, știi? Că se auzea bani pe Nistru, când noi filmam pe apă, pe Nistru, ori sunetul pe apă merge de 10 de ori mai tare și mai repede. Și când vorbeam în rupul ăsta, mă auzea și preotul în biserică, știi? Dar asta este. Deci chiar veneau, mulțumim mult, foarte mult locuitorilor satului Malovata, care cu mândrie ne-au susținut în tot ce am putut să ne ajute. Domn Boris, salutare, un om de aur. Domn Boris? Domn Boris este stăpânul casei în care am filmat. El a filmat mai mult decât cameramanul nostru, ca să ne telefonul lui mobil. Telefonul lui. El live transmitea în Spania, în Italia, nu știu unde, acolo, tot ce se întâmplă în casa părinților lui. Tu ai văzut videoclipul? Da, sigur. Și mulțumit de rezultat. Wow. Așa, deci... Asta îți spun el ție acum, că mie prima dată mi-a zis că foarte stranie senzația. Deci iată care e adevărul. Dar știi de ce? Nu întreabă de ce. Eu inițial am rămas și eu șocat, așa zic. Eu l-am privit de mai multe ori, după care am început să-l îndrăgesc. Dar de ce stranie senzație? Da, zi. Eu cumva sunt mai sceptic la scenele care o să apară acum. I-am dat în scenele cât ipostaza lui în care el apare acolo. De ce? Ai alt rol, altă personalitate? Sau? Cumva mă vedem altfel. Dar în final am ce-ai făcut cu el, măi? L-ai pus de asezul la bară? Și pentru mine a fost o descoperire. Hai să deschidem parantezele astea publicului întreg. Dar pentru mine tot eu nu știu de ce am crezut toată viața, mă rog, de când nu știu pe Valentin, că Valentin a crescut la țară, băiatul. Și a știi ce înseamnă viața de la țară, că știi toate impostările de oraș. Noi am filmat tot clipul, am făcut clipul, i-am arătat clipul și după ce i-am arătat clipul am înțeles că el de fapt e din oraș. Și că toate scenele care sunt prezente în clip sunt departe de el, ca și... nu știu, trăiri. Dar asta mi-a plăcut și mai mult. De ce? Că în principiu nu s-a pierdut deloc pe durata filmărilor și a abordat foarte bine ca un actor, hai să zic așa, rolul pe care l-am dăruit în acest videoclip. El jucând un exponențial băiat de la țară care încearcă să fie fericit. Și să facă milioane. Băieți, hai să, să mergem lângă bănuțul nostru și de acolo să dăm startul premierei noastre. Deci, iată cine poate să vă aducă în casă multe, multe bucurii. Până la urmă, banii aduc fericirea, dar nu trebuie să devenim robii lor. Băieți, veniți mai încoace, așa, deci ne așezăm aici. Facem numărătoarea inversă? Hai! 3, 2, 1. Premieră, la vorbe bune, chiar acum. Bye.
are sănătate, are și de toate, și rămâne să facă banul până încă poate. Dacă nu te temi de lucru și ți-ai banul în sânge, să-l câștigi mai ușor el și Domnul te împinge. Milioanele să știe, să ne ajute Dumnezeu și mie și ție. Milioanele de bani, să ai parte de noroc și la mulți ani. Milioanele să știe, să ne ajute Dumnezeu și mie și ție. Milioanele de bani, să ai parte de noroc și la mulți ani. Ce veselia și viața bogată, fericirea locolește și nu-i de răsplată. Banul trebuie să-l faci cu drag și împărătește, vei trăi 100 de ani și sufletește. Să ne ajute Dumnezeu și mie.